O femeie din localitatea Dâmbovițeană Găiești, al cărei copil s-a anecat în piscină miercuri seara, a fost găsită fără viață, atârnând de un copac, la câteva ore de la decesul micuțului. Conform mesajul.ro, aflat în stare de șoc, mama plecase de acasă după ce și-a văzut copilul mort, fiind căutată de către autorități și localnici, informează știri pe surse.ro. Oficialii poliției județene Dâmbovița au transmis că mama copilului de 4 ani, înecat în piscina din curtea casei sale, din orașul Găiești, a fost găsită moartă. Timp de câteva ore, femeia a fost căutată de către polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, în condițiile în care plecase de acasă, vizibil tulburată de moartea copilului său. Reamintim că micuțul în vârstă de 4 ani a fost găsit căzut într-o piscină situată în curtea locuinței, medicii constatând decesul. Copilul se afla în grija mamei când s-a întâmplat incidentul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Găiești au fost sesizați prin 112 de către un bărbat cu privire la faptul că un copil s-a anecat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde din primele verificări au constatat că un minor de 4 ani care se afla în grija mamei ar fi căzut într-o piscină situată în curtea locuinței. Din nefericire, a fost declarat decesul copilului, cadavrul fiind transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei, a precizat IPJ Dâmbovița. În căutarea femeii au fost angrenați polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari, relatează Digi24.